Un biciclist din Brăila le-a dat de furcă polițiștilor. Era atât de băut când l-a oprit încât nu putea să sufle în etilotez, dar circula nestingherit printre mașini. După numeroase încercări, bărbatul a reușit să-i șocheze și mai tare pe oamenii legii. Aparatul a indicat o alcoolemie de peste 1 mg alcool pur în aerul expirat. Suflați, nu trageți, suflați, nu suflați deloc. Eu v-am rugat să suflați în acest aparat, așa greu este să suflați. Acest bărbat mergea cu bicicleta printre mașini, pe un bulevard important din Brăila, când a fost oprit de polițiști. Mare le-a fost mirarea agenților când au văzut că nu se pot înțelege cu omul. Așteptăm puțin, ia scoateți ăsta de aici și țineți să-l băgăm în aparatul ăsta. Scoateți ăsta de aici, scoateți buștul. După mai multe încercări și explicații, biciclistul a reușit să sufle în aparatul care a indicat o alcoolemie de peste 1 la mie. Mai. Gata. Așa? Altceva? Țineți mușchiucul? Scoateți mușchiucul ăsta de aici. Scoateți plasticul ăsta de aici. Luați-l de aici. Și-l puneți în coș acolo. Aici. Asta. Ia uitați ce valoare. Ați băut ca lumea. Ce ați consumat? Da? Ce ați băut? De ce consumați băuturi alcool și după aia vă urcați pe bicicletă? Polițiștii din Brăila au desfășurat zilele acestea mai multe razii de amploare care i-au vizat pe cei care circulă pe biciclete sau pe trotinete.